această emisiune, că a fost practic o zi istorică, pentru prima dată în istoria ANM, când s-a dat cod roșu de viscol în luna noiembrie. Mă bucur să o salut alături de mine pe doamna Florinela Georgescu, director de prognoză de la Administrația Națională de Meteorologie. Bună seara, bună seara. Bine ați venit! Să ne spună desigur ce se întâmplă cu acel ciclon din Mediterana care ne-a adus în această situație. Avem deja în 5 județe, mâine școlile sunt închise. Vedem câteva din imaginile de astăzi și apoi ne va spune doamna Georgescu ce urmează. Pentru că după Dobrogea urmează acum să fie foarte, foarte rău în Moldova și în Muntenia. Mobilizat 13 generatoare electrice de capacitate mare către Constanța și Slobozia în urma unei solicitări venite chiar de la furnizorul de energie electrică pentru a-i sprijini pentru asigurarea mai departe a furnizării apei și pentru asigurarea energiei electrice în anumite zone esențiale. Și aia s-a scufundat iară? Iar a băgat-o la fund, nu? Mai fi și altele băgate la fund, nu? Un vântul foarte tare, 7 km/h, așa, în jur de orele 2-3 s-a luat și curentul. Așadar, am avut aceste avertizări de cod roșu valabile până astăzi la ora 16 pentru cele patru județe și, cum am văzut, oamenii din 12 județe afectate până la urmă, peste 300.000 de oameni rămași fără curent electric, peste 200.000 de elevi nu se duc mâine la școală. Ce avem în momentul de față, doamna Georgescu, este această hartă cu avertizări până mâine la ora 10. Până acum am vorbit despre cod roșu de viscol, ninsori, vânt foarte, foarte puternic. Ce ne așteaptă în această noapte? Ce înseamnă aceste coduri? Înseamnă că pe undeva vremea s-a mai ameliorat, va continua ameliorarea, dar încă în această noapte lucrurile rămân destul de complicate pe partea de est a țării. Adică aici, Moldova, pe partea exact, de est, două Moldova. Secunde. A, așa, să mai iau încă o dată. Deci, Moldova ar Dobrogea fi... în continuare. Dobrogea în continuare. Trebuie să fiți puțin mai fermă. Așa, și dar și partea de sud a Olteniei și a Munteniei. În toate aceste zone încă vor mai fi intensificări ale vântului. Bineînțeles, cele mai ridicate valori la rafală, Dobrogea în continuare, partea de sud a Moldovei, dar și zona Carpaților Orientali și Meridionali. Intensificări ale vântului sună așa, destul de blând. Sună, în schimb, au fost peste 100 de km la oră. Sună blând, dar trebuie să ținem cont de faptul că chiar dacă viteza la rafală este ceva mai mică decât a fost pe parcursul nopții trecute și în prima parte a zilei de astăzi, există stradă zăpadă proaspătă în zonele acestea, vor fi temperaturi foarte scăzute și pe ansamblu o vreme severă. Intensificări le așteptăm să nu mai depășească 70-80 de kilometri, cele mai mari valori, cum spuneam, pe litoral, ceea ce oricum este mult, dar să reamintim faptul că a depășit vântul 100 de kilometri pe oră în zona litorală. Pe de altă parte, fiindcă vă spuneam că există strat proaspăt de zăpadă, vântul spulberă această zăpadă, e viscol în continuare. Deci chiar dacă este cod galben, este viscol în aceste zone. Vizibilitate foarte scăzută. Deci încă situația nu este remediată în niciun caz. O ameliorare mai...
de esență, așteptăm pe parcursul zilei de mâine. Ajungem imediat să-mi spuneți treptată. Cum va fi în această săptămână și inclusiv cum va fi în mini-vacanța de 1 decembrie. Vom vedea și temperaturile și precipitațiile. Însă aș vrea puțin să discutăm despre contextul puțin mai larg, pentru că această hartă, în momentul în care ea ne-a venit, ni s-a spus că pentru prima dată am avut în Grecia un cod roșu. Nu s-a mai întâmplat vreodată să avem cod roșu de vânt puternic în Grecia, cod roșu în Bulgaria. Și dacă săptămâna trecută vorbeam despre un ciclon în Marea Neagră, acum a venit dinspre Mediterana un ciclon care pune probleme. De am văzut inundații foarte mari și în Istanbul și în Izmir și în alte locuri. Cum arată acest ciclon? Și iarăși vorbim despre ceva ce nu s-a mai întâlnit. L-ați arătat așa. Am arătat și eu cum am știut. El s-a format undeva pe aici. A avut o traiectorie destul de joasă, diferită de acelui de săptămâna trecută, destul de joasă așa. Azi dimineață era aici în Bosfor, sper că bine, în Bosfor, da, pe aici, acolo, da. Așa. Și pe urmă, foarte repede a ajuns aici, pe coasta noastră. Când a ajuns acolo? În primele ore ale acestei zile. Da, pe la 5 dimineața era aici, undeva între județele Constanța și Tulcea. Foarte mult s-a reactivat în Marea Neagră. Suntem într-o perioadă din an în care marea este o sursă de căldură. Are temperatura apropiată coasolului, poate chiar mai ridicată un pic. Același lucru se întâmplă și cu Mediterana, același lucru se întâmplă și cu Adriatica. Sunt zone care acum favorizează formarea ciclonilor. Cu atât mai mult cu cât dinspre regiunile nordice ale Europei, dinspre Pol, tot pătrund mase de aer rece la înălțimi mai mari, pentru că emisfera nordică, după o vară, toamnă foarte lungi, foarte calde, caută să se reechilibreze energetic. Deci vine iarna, vine solstițiu de iarnă. Deci pătrunderile reci sunt normale, doar că marea accelerează procesele acestea ciclogenetice, deci cele care aduc furtuni. De aceea și săptămâna trecută și săptămâna aceasta am văzut cum fenomenele foarte grave au fost pe zona litorală. Mai rău a fost acum din cauza acelei mase de aer foarte rece, pentru că pătrunderea rece, mi-amintesc că tot v-am arătat și săptămâna trecută același lucru, numai că de data aceasta a fost mai rece și a nins. Ori deja ninsoarea asociată cu vântul înseamnă viscol, înseamnă vizibilitate foarte scăzută. Vântul a fost elementul cel mai sever în acest episod. Iar pe de altă parte am mai avut și cantități importante de apă din precipitații de tot felul. A început ploaia, apoi lapoviță și ninsoare pe partea de sud a teritoriului. Deci foarte multe fenomene severe, dar, repet, încă vântul este prezent, încă este viscol pe partea de est a țării. Pentru că... Foarte frumos aici. Numai două secunde să-i dăm nu drumul. Nu animați. Lăsați-o puțin. Voia să nu animați? Da, pentru că se vedea poziția ciclonului dau imediat să putem desena. Bun, aceasta este harta cu temperaturile. Era mai bună cea cu precipitațiile? Este foarte bună aceasta. Numai așa că știți, eu fac ce am învățat în Conjur România. Ce vedem aici, cred că sunt destul de orientată, este o hartă valabilă pentru marți. Da. Ce ne arată aici, nu trebuie neapărat să ne speriem, dar vine un alt ciclon. Aole. Deci după ăla din Marea Neagră... Da, vine un alt format aici, uitați-l. Aole. Aici în Europa Centrală. Deci de aici centrală, vine? Da. Tot înspre noi? Da, tot înspre noi, doar că el este format în Europa Centrală, vine cu fenomene mai puțin severe, sperăm să se păstreze acest scenariu, să nu mai reușească să ajungă în mare, dar, și să regenereze. Dar ăsta care azi dimineață ziceați că azi este aici, acum frumos. Unde mai e? Ce s-a întâmplat cu el? El se îndepărtează. Se duce. Doamne ajută, se duce așa. La ruși, acolo se ducă. Da. Așa, mai glumim și noi. Haideți acum să și animăm, să vedem. Astea sunt, ziceam, temperaturile în momentul de față. Lăsăm mai încolo precipitațiile. Vă rog, eu am să înconjur. Din nou v-am spus, fac un singur lucru, atâta știu, înconjur România. Vă rog, spuneți-ne ce urmează. Mai întâi, pe bază de temperaturi.
Harta aceasta aș vrea să o văd, să ajungă la momentul prezent, pentru că pe urmă avem vești bune din punct de vedere termic. Acum, vedem acum e pe 26 noiembrie, ne spune... Uitați, ciclonul aici. Ce frumos se vedea. Și gata, s-a dus. E tocmai s-a dus acolo. Încolo, dar da. Ziceați că vine... Vine acesta. Da, uitați-l. Exact. Vine, dar în același timp vin și nuanțele acestea verzulii, care înseamnă o vreme mai călduță, pe care o așteptăm de la jumătatea săptămânii încolo. Dar până la jumătatea săptămânii avem... Până la jumătatea săptămânii trebuie să fim atenți, mai ales la nopțile care urmează, pentru că vor fi cu temperaturi negative în toată țara. Adică care ar fi minima? Cam de la minus 8 spre minus 1 grad. Așa, minus 1 grad. Așa, da. Iar posibil în noaptea de marți spre miercuri chiar mai scăzut în depresiuni, probabil pe fondul unui cer mai degajat. Temperaturile acestea foarte scăzute, în condițiile în care există la sol tot felul de, sau un pic de zăpadă, sau apă în urma ploilor, vor favoriza formarea de ghețușului. Polei. Ghețuș. Da. Corect este să spunem ghețuș, sau o peliculă de gheață la nivelul... Deci mai, nu chiar polei, mai... Da, pentru că mai puține precipitații și ar trebui să fie formă lichidă pe un sol înghețat ca să fie polei, acum este cam invers. Dar, oricum... ceva pe care se poate aluneca. Deci mare grijă în toate regiunile țării, cu atât mai mult cu cât mâine încă vor mai fi precipitații slabe în partea de nord, de centru, poate nord-vest a teritoriului. Că tot ați vorbit despre precipitații, iată avem și exact. Animația uitați-le. Cu precipitațiile. Aici este da. România. Uitați-le. Vă rog, deci avem în continuare precipitații. Inclusiv da. Mâine... Inclusiv mâine, în toate zilele care urmează, dar suntem atenți la acel ciclon care vă spuneam că vine spre Europa Centrală și așa, care probabil va aduce așa. Miercuri, precipitații în cap peste aici, tot. Aici, unde vedem exact. Aici, cu MOV, cu... Marți, miercuri, în funcție de cum se va deplasa el mai repede sau mai lent. Ninsori, viscol, ploi? Ninsori, categoric, în zonele montane, dar acum încolo nu trebuie să mai sperăm mare lucru. Pentru zona de muntă, poate din contră ne bucurăm că se schiază acum la Șureanu, că ne întrebam ce face domnul președinte Iohannis de nu... Deocamdată... De nu semnează niște cereri de trimitere în judecată și deci, așa știi să duce la schi, să face schi acum. Deci la munte stratul a crescut. În unele zone din meridional chiar a crescut spectaculos. Doar că este viscol în continuare la munte. Mm-hmm. A fost un cod roșu în această după-amiază pentru zona înalta a meridionalilor. Vor mai fi intensificări ale vântului și în următoarele zile, deci deocamdată să mai așteptăm cu sporturile de iarnă. Adică să stăm în casă, să nu mergem. Adică să vină la Cotroceni, să nu deocamdată nu-i de munte. Dar întrebarea este în mini-vacanța de 1 decembrie, cum va fi? În mini-vacanță, acum cu materialele pe care le avem acum și vorbesc cu reținere, pentru că circulațiile acestea foarte rapide dau oarecare incertitudine în prognoză. Deci, dar cu ce corect. Avem acum, semnalele sunt destul de depinde bune. Depinde totul de exact. Acest ciclon, îmi spuneți. Exact. Semnalele par destul de bune, în sensul că cel puțin pe partea de sud a țării ar putea fi o vreme bună ca aspect și temperaturile ceva mai ridicate, cum spuneam. Adică pe la cât să se ajungă? Să ajungă pe la 10-11 grade, deci pozitive pe parcursul zilelor și posibil cu precipitațiile acestea aduse de ciclonul despre care vorbeam, cu un cer mai noros nopțile, să nu fie foarte rece nici nopțile. Doamna Georgescu, trebuie neapărat să vă mai întreb ceva, pentru că astăzi, după ce am văzut ce s-a întâmplat la Tulcea, a fost foarte, foarte rău acolo, au venit activiști de mediu care au acuzat că alerta a fost dată prea târziu. Haideți mai întâi să vedem și apoi să le și răspundeți. Două secunde, mai întâi să vedem materialul, că e foarte, foarte scurt. Deci ce spun acești activiști de mediu? Că furtuna, de fapt, a fost mai intensă cu vreo 24 de ore înainte să se anunțe codul roșu de vorba. La ANM. Deci nici vorba. Chiar aș putea spune că am făcut un efort deosebit să știu anunțăm deja din dimineața... Nici nu dormiți, eu știu. Din dimineața zilei de vineri am anunțat severitatea maximă a fenomenelor în noaptea de sâmbătă spre duminică. Este adevărat că întotdeauna în astfel de situații și
cine știe un pic de meteorologie îmi dă dreptate. Este foarte greu de estimat cu mai mult timp înainte care sunt zonele cu severitate maximă a fenomenelor. Dar, repet, s-a mers cu codul roșu, de vineri dimineață codul general. Deci, este adevărat că sâmbătă am revenit, puțin s-au schimbat zonele. Dar se știa că vor fi codurile. Dar ideea că gravitatea maximă a fenomenelor va fi pe partea de sud-est a țării era foarte clară și, repet, codurile generale au venit. De asta și noi la Antena 3 CNN știam și am avut echipă trimisă, a fost sâmbătă toată ziua la ANM, pentru că știam asta. De asta și pe dumneavoastră nu v-am invitat astăzi, v-am invitat din timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru